Tradiționala gală a premiilor academice a Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad a avut loc în aula Ștefan Cicepop. Zeci de studenți și cadre didactice ale universității, dar și ale instituțiilor de învățământ superior din străinătate partenere, cercetători, parteneri antreprenoriali și colaboratori, au fost distinși în cadrul unei festivități de prestigiu a universității. La 27-a ediție a galei premiilor academice este un bilanț, o sărbătoare pentru cadre didactice și cercetătorii Universității de Vest Vasile Goldiș. Astăzi am făcut un bilanț al activității de cercetare științifică și putem să informăm pe toți cei care ne cunosc că producția noastră este una deosebită. Cercetarea științifică se situează în avansarea cercetării naționale și europene. Avem rezultate deosebite prin publicarea unei producții științifice deosebite pe care conducerea universității o sprijină atât din punct de vedere al documentării, cât și din punct de vedere științific. Relațiile pe care le-am stabilit de cooperare științifică cu peste 66 de universități și centre de cercetare, organizarea primului simpozion din strategia Dunării la Arad, finanțat pe fonduri europene, ne îndrăznește să privim cu optimism activitatea de cercetare științifică din cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș.